Luis, ai mai vorbit la telefon? Nu, nu am mai vorbit. N-ai mai vorbit? Nu, ne mai întâlnim așa întâmplător pe drum. Dar n-ai vorbit cu ea așa? Da, nu. Nu știi cum să descurc acolo dacă e... Nu vrea să... Tot i-am promis că dacă nu se simte bine acolo, aș vrea să vină înapoi. Chiar dacă am angajat-o pe doamna asta, ea era bună să implica mai mult. Dar cu Ștefania te-ai mai întâlnit? Da. Nici măcar nu ne-a mai dat un semn de viață, dacă nu v-ați înțeles voi doi. Văd că cu doamna Irina treptat ce înțeles, da? Da, începe să... Începe să o învețe, să... Nu, dar e o femeie serioasă, așa că... Trebuie să faceți treabă. De exemplu, doamna Negruț e puțin dificilă, dar ea nu e, ea este o femeie foarte maleabilă, așa. Bine, în primul rând se vede că are studii superioare, știi? Oamenii cu studii superioare au altă... Tu până la urmă când ai plecat de la ăștia, de la Petrol la sede, ce, nu-ți mai plăcea facultatea sau...? Am dat de niște materii care nu mai reușeam să le... Nu puteai să ți le asimilezi? Da, da, da. Și la SET a primit fără examen sau ai dat admitere? Nu, am dat din nou, am luat-o de la capăt. Ai luat-o de la capăt? Da. Și la SET ce secție ai terminat? Management. Tot 5 ani sau acum nu mai sunt, dar 4 ani. Nepotul meu ăsta care a făcut facultatea la Londra, tot așa, a făcut decât 4 ani. Nu sunt facultățile mai mari și tot în sistemul ăsta management financiar, nu știu exact cum se numește.